E păcat ca un cuplu căsătorit să-și continue relațiile conjugale după ce au încetat să nască prunci, când să se înfrâneze soții? Am zis până acum că păcat este evitarea sarcinii, iar nu unirea trupească dintre soți, deoarece dacă, să presupunem, o pereche nu poate avea copii, ei nu sunt obligați să se înfrâneze. De ce nu? Pentru că ar putea ajunge vulnerabil și ar sfârși prin a cădea în păcat în afara căsătoriei, iar asta se poate întâmpla oricăruia dintre cei doi soți. De asta spune Sfântul Apostol Pavel în al 7-lea capitol din întâia sa epistolă către Corinteni că nimeni să nu se înfrâneze fără învoială de plină cu celălalt. Amândoi soții trebuie să fie în întregime de acord să se înfrâneze. Nu vă lipsiți unul de altul fără numai cu bună învoială ca să nu vă ispitească pe voi satana. Pentru ce? Pentru neînfrânarea voastră. Și mai zice ceva cu totul uimitor. Fiindcă sunt unele femei care își resping bărbații și reciproc, iar asta dă naștere la o mulțime de probleme biologice și psihice grave, așa că Sfântul Pavel zice: femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Așiși de rea, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Dacă se întâmplă ca unul dintre cei doi să sporească duhovnicește, dar nu și celălalt, ce-i de făcut? E foarte simplu. Poți spori duhovnicește cât vrei, e dreptul tău, postește, roagă-te, citește, fă ce poftești. Îngrijește-te de sufletul tău în fiecare zi, cu cât mai mult, cu atât mai bine. În toate acestea, trupul și sufletul îți aparțin, dar în privința relațiilor trupești cu soțul tău sau cu soția ta, nu poți dicta. Cu ce te împiedică să sporești duhovnicește dacă soțul sau soția ta nu vrea să se înfrâneze? Poți face orice vrei în cele ce sunt ale tale, de pildă, nu-ți poate spune soția sau soțul tău să nu postești sau să nu te rogi sau orice altceva. Fiecare om este liber. În acelea sunteți stăpâni, doar în privința relațiilor conjugale depindeți unul de celălalt. Soția să aibă în grijă să nu-și neglijeze îndatoririle gospodărești. Nu poate zice: n-am gătit, n-am spălat, n-am făcut curățenie, n-am strâns așternuturile pentru că am mers la biserică în fiecare zi a săptămânii. Asta va da curând naștere la alte probleme. Puteți citi despre toate acestea mai pe larg în capitolul al 7-lea de la Corinteni.